Principiile credinței. Lucrurile esențiale despre credință. De Tudor Pop. Această carte audio este citită de autor. De Tudor Pop. Toate drepturile sunt rezervate. Reproducerea sub orice formă sau scop, prin metode electronice sau mecanice, inclusiv fotocopiere, înregistrare sau orice alt mijloc de imaganizare a informației, se poate face doar cu permisiunea scrisă a autorului. Mulțumiri! Cartea, sau mai bine spus, broșura Principiile Credinței, este prima carte pe care am scris-o și am decis să o și public. Am scris diferite studii biblice, dar le-am păstrat pentru mine. Însă, din momentul în care am înțeles că datoria fiecărui credincios să dea mai departe ceea ce Dumnezeu a pus în el, am hotărât să fac acest lucru sub orice formă pot. De aceea, predic în anumite biserici atunci când sunt chemat, postez diferite mesaje video, audio sau în format electronic, făcute de mine personal și ajutat de soția mea. Prima persoană care m-a încurajat să fac public lucrurile pe care le scriu a fost Benjamin Poduț, pastorul bisericii Harvest din Wiesbaden, în Germania. El a fost primul care mi-a sugerat să public în scris ceea ce Dumnezeu mă învață atunci când studiez scripturile. Cea mai mare mulțumire, însă, vreau să o dau soției mele, Anca Pop, care, cu răbdare, a citit și recitit ceea ce am scris, ajutându-mă să mă exprim ceea ce am în inima mea într-un mod cât mai simplu și pe înțelesul tuturor. Mulțumesc lui Dumnezeu că am deosebită onoare de a fi folosit de El pentru a-i ajuta pe credincioși să înțeleagă lucrurile de bază despre credință. Introducere. În această broșură am pus împreună cele mai importante lucruri pe care fiecare credincios ar trebui să le cunoască despre credință. Motivul pentru care am ales să fac acest subiect e pentru că am realizat importanța credinței în viața mea și în viața fiecărui om care dorește să-L cunoască pe Dumnezeu. Putem găsi, desigur, multe materiale despre ce e credința, însă majoritatea dintre ele sunt scrise de către teologi și nu cred că au reușit să fie destui de înțeles pentru ca un cititor să le poată pune în practică. Eu tocmai acest lucru am urmărit, să scriu cât de simplu posibil ca să poată să fie pe înțelesul credincioșilor care nu au studii teologice, dar care își doresc din toată inima să umble cu Dumnezeu prin credință. Dorința fiecărui credincios e să umble prin credință, însă, dacă nu se știe ce e credința și cum lucrează aceasta, cum va putea vreodată să umble prin credință? Nu are cum. De aceea, adunările astăzi sunt firești și accentul cade pe ceea ce se vede cu ochii de carne, nu cu cei spirituali. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că fără credință nu se poate să fii după placul lui Dumnezeu și nici să primești ceva de la Dumnezeu. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui. Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Evrei 11:6. Pentru că învățătura sănătoasă despre credință e așa de rară, credincioșii nu știu cum să aplice credința pe care au primit-o de la Dumnezeu atunci când s-au pocăit. De aceea am ales să pun împreună câteva lucruri esențiale pe care fiecare credincioș ar trebui să le cunoască despre credință. Cuprins. Mulțumiri. Introducere. Ce e credința? Cum vine credința, măsura credinței, darul credinței, legea credinței, credința și voia lui Dumnezeu, rugăciunea prin credință, faptele credinței,
balanța dintre credință și fapte, necredință, frica și credință. De ce nu funcționează credința noastră? Încheiere. Ce e credința? Cercetăm tot felul de comentarii biblice și predici online despre ce e credința. Cea mai bună definiție a credinței am găsit-o tot în Cuvântul lui Dumnezeu. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Evrei 11:1. Din acest pasaj putem deduce câteva lucruri foarte interesante care ne vor ajuta să înțelegem mai bine ce e credința. Primele lucruri pe care le aflăm despre credință sunt: aceasta e o încredere neclintită și o puternică încredințare. Cu alte cuvinte, înțelegem că credința e o convingere fermă sau hotărâtă. Ultimul lucru pe care îl înțelegem din acest pasaj e pe ce fel de lucruri ne bazăm această convingere și fermitate, și anume pe lucruri nădăjduite pe care nu le vedem. Cu alte cuvinte, putem spune despre credință că e prezent atunci când cineva e ferm convins că va avea un lucru pe care și-l dorește, dar încă nu-l vede. Tot ceea ce vrea Dumnezeu de la noi e să-L credem pe cuvânt, adică să credem că noi putem avea ceea ce El ne-a lăsat scris în cuvânt. Aceasta trebuie să fie o motivație foarte bună pentru a citi Cuvântul lui Dumnezeu. La baza acestei convingeri ferme trebuie să stea o cunoaștere foarte bună a voii lui Dumnezeu în legătură cu ceea ce tu îți dorești. Fiindcă ce trebuie să înțelegem e că nu tot ceea ce poftește firea noastră vom primi prin credință, ci doar ceea ce Dumnezeu ne-a lăsat scris în cuvântul Său. Voia lui Dumnezeu o aflăm în cuvânt, iar după ce am aflat-o să credem că și vom avea acele lucruri. Cum spuneam la început, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că fără credință nu putem fi plăcuți Lui și nici nu vom putea primi nimic de la El. De ce ne spune Cuvântul lui Dumnezeu în acest pasaj că nu putem fi plăcuți Lui fără credință? Pentru că singurul mod de a umbla cu Dumnezeu e prin credință. Dacă ne-am uitat mai atent la acest pasaj, observăm că primul lucru ce trebuie să fie prezent în viața oricărui om care vrea să fie plăcut lui Dumnezeu e să creadă că Dumnezeu există. Poate că vi se pare prea banal acest lucru, fiindcă majoritatea oamenilor cred că Dumnezeu există. Însă, dacă suntem sinceri, o să ne dăm seama că acest lucru nu e chiar atât de ușor. De ce atunci când suntem singuri, vorbim și facem lucruri pe care le cunoaștem ca fiind rele, doar pentru că nu ne vede nimeni? Fiindcă, în adevăr, credem că nu ne vede nimeni, nici măcar Dumnezeu. De ce ne îngrijorăm și ne e frică atunci când ne aflăm într-o problemă, ca și cum Dumnezeu nu ar exista? Trebuie să înțelegem că a crede în existența lui Dumnezeu este o luptă cu firea noastră care nu vrea să accepte altceva decât ceea ce vede și aude. După ce am crezut că Dumnezeu există, următorul lucru pe care trebuie să-L credem e că El răsplătește sau că recompensează credința noastră. La ce se referă cuvântul când vorbește despre faptul că răsplătește? Se referă la faptul că El face ceea ce noi credem. Prea mulți credincioși știu că Dumnezeu există și că are putere să facă ceva, însă nu sunt siguri că le răspunde atunci când se roagă. Prin aceasta se deosebește omul care nu crede de omul care crede. De-abia atunci când suntem convinși că Dumnezeu ne va da lucrul cerut, putem să spunem despre noi că avem credință. Până atunci să căutăm să înțelegem mai bine ce e credința și cum o putem folosi pentru a trăi viața de credință despre care Cuvântul lui Dumnezeu vorbește
și ne arată atâtea exemple. Doar înțelegând ce e credința, vom putea începe să trăim prin credință. Până atunci vom trăi doar în acord cu ceea ce vedem și auzim. Spun aceasta pentru că opusul credinței nu e neapărat necredința, ci ceea ce se vede. Dacă mergem călăuziți pe ceea ce vedem, nu putem umbla prin credință. A umbla prin credință înseamnă că, atunci când vedem și auzim ceva contrar cuvântului, să decidem să credem mai mult ceea ce e scris decât ceea ce vedem. De exemplu, faptul că Dumnezeu există, cu toate că nu-L vedem. Credința e o convingere fermă în lucrurile care nu se văd. Însă, dacă ne așteptăm să vedem ceva, ca apoi să credem și să fim convinși, nu vom experimenta niciodată credința adevărată. Credința aduce lucrurile lui Dumnezeu în viața noastră. Putem spune despre credință că e calea prin care Dumnezeu lucrează și vorbește cu noi. Cum vine credința? După ce am aflat ce e credința, următoarea întrebare la care trebuie să găsim un răspuns e cum putem avea acea credință. Pun această întrebare pentru că am văzut că nu toată lumea care spune că are credință are într-adevăr credință. Cuvântul lui Dumnezeu însă ne răspunde clar și direct la întrebarea cum putem avea credință. Astfel, credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Roman 10:17. Primul lucru pe care cuvântul lui Dumnezeu ne descoperă despre credință e că aceasta vine în urma noastră, prin auzire. Primul lucru pe care cuvântul lui Dumnezeu ne descoperă despre credință e că aceasta vine în inima noastră, prin auzire. Ca să avem credință, primul lucru pe care trebuie să-l facem este să auzim despre aceasta. Deoarece, dacă nu auzim, nu avem cum să credem. Următorul lucru pe care Dumnezeu ne revelează este că auzirea care aduce credința e auzirea cuvântului lui Hristos. Dacă vrem să avem credință, tot ce trebuie să facem este să ne expunem cuvântului lui Hristos. Ce înseamnă aceasta? Cu cât ne hrănim mai mult din cuvântul lui Dumnezeu, cu atât ne vom înfometa mai mult necredința. Atunci când auzim un mesaj plin de credință, ne vom întări în inima noastră încrederea în Dumnezeu și în ceea ce El a promis prin cuvântul Său. Cu ceea ce ne hrănim zilnic, la ce lucru ne vom gândi pe parcursul zilei, iar credința noastră va fi influențată de ceea ce ascultăm și citim. Aceasta ar trebui să fie o motivație foarte bună în a ne adânci cuvântul lui Dumnezeu mai mult și în a da la o parte orice e contrar cuvântului Său. Ce facem dacă avem nevoie de un cuvânt de la Dumnezeu, iar tot ceea ce noi avem în minte e ultima emisiune la care ne-am uitat? Știu că e radical, sau poate legalist, ar spune. Însă aceasta e realitatea. La ce ne uităm, acele lucruri vor afecta în gândire și în acțiune. Să nu așteptăm să vină o problemă ca să ne întărim în credință. Va fi prea târziu atunci. Fiindcă ce am strâns până în momentul în care apare problema, acele lucruri le vom avea la dispoziție ca să facem față situației. E important să învățăm să alegem mesajele prin care creștem în credință, comparativ cu mesajele care nu fac altceva decât să ne aducă aminte că nu suntem destul de buni pentru ca rugăciunea noastră să fie ascultată. Dacă ar fi prin merit, nu ar mai fi prin credință, pentru că nici unul din noi nu merităm să primim ceva. De aceea Dumnezeu a trebuit să facă accesibil pentru noi doar prin credință. Putem compara cuvântul lui Dumnezeu cu un pahar plin de apă. Cu cât bem mai mult din acel pahar, cu atât setea ne va trece mai mult.
În acest context, apa reprezintă credința care se află în fiecare cuvânt pe care Dumnezeu ni l-a lăsat. Tot ceea ce trebuie să facem este să luăm din el ca să fim tot mai plini de credință. Capacitatea de a crede în lucruri spirituale am primit atunci când am acceptat mântuirea, darul lui Dumnezeu, iar despre acest lucru vom vorbi mai detaliat în următorul capitol. Ca să avem credință într-un anumit domeniu și pentru un anumit lucru, trebuie să primim un cuvânt de la Dumnezeu în legătură cu acel lucru. Dacă nu avem niciun cuvânt în legătură cu problema noastră, e imposibil să putem crede că problema se va putea rezolva. De exemplu, dacă nu am auzit niciodată despre faptul că Dumnezeu ne va purta de grijă în legătură cu ce mâncăm, bem sau ne îmbrăcăm, atunci data viitoare când ne vom afla într-o astfel de nevoie, cum vom putea să credem că Dumnezeu ne va purta de grijă? Dacă nu auzim, nu putem avea credință. Pentru a ieși biruitor dintr-o anumită situație. Când vorbim despre a auzi cuvântul lui Dumnezeu, nu ne referim strict la a auzi fizic cu urechile, ci totodată ne referim la a auzi în inima noastră, atunci când citim sau medităm la cuvânt. Cuvântul lui Dumnezeu e plin de tot felul de întâmplări asemănătoare cu cele prin care trecem noi de multe ori. Tocmai ca, având cuvântul și un exemplu, să avem credință că și noi vom putea trece biruitor prin anumite situații. Înainte de finalul capitolului, vreau să fac o ultimă remarcă referitor la felul în care vine credința. Scriptura nu spune că putem primi credință și prin cuvântul lui Dumnezeu ca și cum ar fi una din multe posibilități, ci spune că e singura metodă de a primi credință. Așadar, credința nu vine în urma rugăciunii sau ungerii cu un de lemn, ci doar în urma auzirii cuvântului lui Dumnezeu. De aceea e atât de important să citim sau să auzim cuvântul, sub orice formă preferăm. Fie înscris, tipărit sau electronic, fie o predică, video sau audio. Tot ceea ce contează este să ne expunem cuvântului ca să putem crește în credință. Măsura credinței. Am înțeles așadar că, având într-adevăr credință, vom fi ferm convinși că vom primi lucru pe care ne-l dorim, pentru că am auzit despre el în cuvântul lui Dumnezeu. Doresc în continuare să înțelegem că fiecare om care s-a pocăit și l-a proclamat pe Iisus ca fiind Domnul lui, a primit în același timp capacitatea de a crede în lucrurile lui Dumnezeu. Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Efeseni 2, la versetul 8 până la 9. Uitându-ne la acest pasaj, aș dori să ne punem următoarea întrebare. Care este darul lui Dumnezeu? Este mântuirea, dar și credința. Fiindcă așa, cum am citit mai devreme, cuvântul lui Dumnezeu e plin de credință. Astfel, Dumnezeu e Cel ce ne dă credință prin cuvântul Său. Tot ceea ce trebuie să facem e să acceptăm darurile Lui, mântuirea și credința. Cuvântul lui Dumnezeu confirmă și în alte pasaje faptul că cei ce au primit darul lui Dumnezeu au primit și credință. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Roman 12:3. În acest pasaj observăm că se vorbește despre o singură măsură de credință, la singular, pe care Dumnezeu a dat-o fiecăruia care a acceptat darul Lui. Din păcate, unii acceptă mântuirea ca dar, însă nu și credința.
aceasta deoarece nu cunosc faptul că, odată cu mântuirea, Dumnezeu ne dă și credința în dar. Problema nu e cu măsura credinței pe care Dumnezeu ne-a dat-o, ci felul în care folosim acea măsură pe care am primit-o atunci când am acceptat darul lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu a dat o anumită măsură fiecărui credincios, cum putem spune că unul are o credință mai mică, iar altul o credință mai mare? Nu se poate. Problema nu e la ceea ce Dumnezeu ne-a dat, ci la felul în care folosim ceea ce El ne-a dat. Când Iisus vorbește despre cineva care are o credință mare, se referă la faptul că aceștia își folosește credința pe care o are într-un mod evident. Cu alte cuvinte, Iisus vorbește despre încrederea mare pe care unii oameni o au în puterea lui Dumnezeu și nu despre măsura de credință care vine prin cuvânt. Petru confirmă spusele lui Pavel. Simon Petru, rob și apostol al lui Iisus Hristos, către cei ce au căpătat o credință de același preț cu a noastră, prin dreptatea Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. 2 Petru 1:1. Petru scrie credincioșilor care au primit o credință de același preț sau de aceeași valoare cu a noastră. Singura diferență dintre noi și Petru este că el folosea ceea ce a primit, pe când majoritatea credincioșilor din ziua de azi așteaptă să mai primească ceva. Din aceste trei pasaje ne este destul de clar că problema noastră nu e mărimea credinței noastre, ci existența ei în viața noastră. Dacă realizăm că Dumnezeu ne-a dat deja capacitatea de a crede tot ceea ce e scris în cuvânt, tot ceea ce ne mai lipsește e să căutăm promisiunile Lui pe care le avem scrise și să ne lăsăm convinși că ceea ce e scris e mai puternic decât de ceea ce vedem și auzim. Aceasta este de fapt lupta credinței noastre, o luptă interioară în care rațiunea noastră umană se împotrivește vehement revelațiilor Duhului Sfânt. Ca și credincioși, trebuie să învățăm să ne încredem mai mult în ceea ce ne revelează Duhul Sfânt decât în logica și rațiunea omenească. Acestea fiind spuse, doresc să ne uităm la rugăciunea ucenicilor către Iisus de a le mări credința. Apostolii au zis Domnului, mărește-ne credința. Și Domnul a zis, dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, ați zice dudului acestuia, dezrădăcinează-te și adește-te în mare și va asculta. Luca 17, de la 5 până la 6. Aceasta e una din rugăciunile pe care fiecare credincios a făcut-o cel puțin odată în viața lui de credință. Trebuie să observăm însă răspunsul pe care Iisus îl dă ucenicilor. El spune că problema nu e mărimea credinței, ci existența credinței. Nu contează mărimea credinței, vorbind de măsură, ci contează să fim conștienți că o ai și să o folosești. Iisus spune într-o altă pildă despre grăuntele de moștar că e cea mai mică sămânță. Așadar, noi nu avem nevoie de o credință mare pentru a muta o munte mare, ci avem nevoie să fim conștienți că am primit măsura de credință pe care Dumnezeu deja ne-a dat-o în dar, ca să mutăm orice munte din viața noastră, oricât de mare ar fi el. Confuzia noastră stă în faptul că noi ne concentrăm mai mult asupra mărimii credinței decât asupra faptului că am primit un dar deja. Dumnezeu ne-a dat în dar credință, însă atâta timp cât nu acceptăm acest lucru, nu vom putea folosi credința noastră niciodată. De-abia după ce acceptăm faptul că Dumnezeu ne-a dat credința necesară tocmai ca să umblăm prin credință, vom putea să începem să facem acest lucru. Până atunci însă, ne vom ruga și vom cere ceva
ce Dumnezeu deja ne-a dat. E ca și cum i-ai cere lui Dumnezeu să-L mai trimită o dată pe Iisus ca să moară pentru noi, ca și noi să credem. Nu o să se mai întâmple acest lucru. Iisus a murit o singură dată și e suficient. La fel și Dumnezeu, atunci când am fost mântuiți, ne-a dat și capacitatea de a crede lucrurile spirituale. Dumnezeu nu ne va mai da încă o dată credință ca să credem. Tot ceea ce trebuie să facem e să fim conștienți de faptul că am primit credință, pentru că astfel să începem să punem în practică acest lucru. Darul credinței. Înainte de a vorbi despre darul credinței, doresc să menționez câteva lucruri despre darurile Duhului Sfânt, despre care Pavel spune în repetate rânduri să le cercetăm ca să le înțelegem. Când vorbim despre darurile Duhului Sfânt, nu vorbim despre un fel de obiecte pe care Duhul Sfânt ni le dă ca să facem ceva anume cu ele. Totodată, darul despre care Pavel vorbește nu se referă la anumite puteri pe care Duhul Sfânt ni le dă ca să facem tot felul de minuni. Nu. Darurile Duhului Sfânt sunt manifestări sau arătări ale Duhului Sfânt prin diferiți oameni în anumite momente. Se numesc daruri deoarece scopul lor e zidirea omului și tot ceea ce Dumnezeu ne dă trebuie să ne dea în dar, fiindcă nu putem avea niciun merit. Din această cauză, Pavel le numește daruri. Ele sunt de fapt manifestări ale Duhului Sfânt, diferite forme. Atunci când vorbim de darul credinței, ne referim la manifestarea Duhului Sfânt în viața unui credincios în ceea ce privește credința acestuia. De pildă, unuia este dat prin Duhul credința. 1 Corinteni 12, de la versetul 8 până la 10. Să ne uităm la această manifestare a credinței pe care Duhul Sfânt o face prin și pentru om. Cunoaștem despre credință până acum că e o certitudine sau o convingere fermă asupra unui lucru pe care nu-l vezi, dar pe care ți-l dorești. De asemenea, știm că atunci când auzim cuvântul lui Dumnezeu, credința vine în inima noastră în legătură cu lucrul despre care citim sau auzim. Darul credinței se manifestă atunci când Duhul Sfânt ne dă o revelație spontană într-o anumită situație. Din această revelație, care întotdeauna trebuie să fie în acord cu a lui Dumnezeu cuvânt, Duhul Sfânt ne dă posibilitatea de a primi credință pentru ca problema noastră să poată fi rezolvată. Spun cu aceasta faptul că Duhul Sfânt ne ajută să credem dincolo de revelația sau cunoașterea pe care le-am acumulat din cuvântul până atunci. De multe ori ne aflăm în situații în care nu știm ce să facem și nu este timp să cercetăm ce spune cuvântul lui Dumnezeu în legătură cu problema noastră. Prin urmare, Duhul Sfânt ne dă o revelație specifică asupra acelui lucru pe care, dacă decidem să o credem, problema noastră va fi rezolvată. Astfel, ne putem explica de ce vedem vindecări sporadice în adunările de astăzi la oameni care nu cunosc faptul că la cruce Dumnezeu ne-a vindecat. Manifestarea darului credinței e un lucru spontan care se întâmplă atunci când un credincios își pune încrederea în Dumnezeu că îl va ajuta. Duhul Sfânt ne dă o revelație supranaturală în acel moment, iar dacă o credem și acționăm în conformitate cu ceea ce am primit, vindecarea sau minunea de care avem nevoie va avea loc. Darul credinței se manifestă atunci când Duhul Sfânt scoate la iveală adevăruri biblice pe care încă nu le cunoaștem, pentru ca să avem o bază a credinței noastre și astfel să putem fi scăpați de problema în care ne aflăm. Doresc să subliniez faptul că Duhul Sfânt nu intenționează să trăim din minune în minune, având tot timpul nevoie să se manifeste prin credință. Dumnezeu vrea ca noi să umblăm prin credința pe care am acumulat-o din cuvânt. Acest lucru e important, deoarece chiar dacă Duhul Sfânt ne dă o revelație spontană
asupra unui lucru. Noi, nefiind obișnuiți să credem ceea ce primim din cuvânt, nu vom primi nici din revelația Duhului Sfânt. Astfel ne putem explica de ce în adunări nu există o manifestare constantă a Duhului Sfânt, pentru că nu există un cuvânt clar în acea direcție. Ce trebuie să facem noi? Să ne adâncim un cuvânt și să învățăm să-l credem. Pentru că atunci când ne aflăm într-o situație grea, Duhul Sfânt să ne poată revela anumite lucruri, iar credința noastră să fie eficientă. Legea credinței. Continuăm să ne uităm la câteva lucruri esențiale despre credință. Și în acest capitol vom încerca să înțelegem împreună un lucru care e prea puțin predicat și explicat astăzi în adunări, și anume legea credinței. Primul lucru de care trebuie să fim conștienți ca și credincioși e că, așa cum există legi naturale, cum ar fi gravitatea sau legea vitezei, există și legi spirituale, cum ar fi legea păcatului, legea morții sau legea credinței. Unde este dar pricina de laudă? S-a dus. Prin ce fel de lege? A faptelor? Nu, ci prin legea credinței. Roman 3, versetul 27. Un lucru e sigur, și anume că Dumnezeu a fost acela ce a instituit aceste legi. Tot ceea ce trebuie să facem noi este să respectăm aceste legi și să le folosim pentru binele nostru, deoarece fiecare lege naturală sau spirituală au fost gândite de către Dumnezeu ca să ne ajute în trăirea noastră pe acest pământ. Faptul că este o lege înseamnă că nu depinde de decizia lui Dumnezeu ca un lucru să se întâmple, ci de felul în care ne raportăm noi la legile pe care Dumnezeu deja le-a instituit. Cel mai bun exemplu în acest sens ar fi promisiunile lui Dumnezeu. Dacă omul face ceea ce Dumnezeu îi spune, el va avea lucrul promis. Partea noastră este să învățăm din cuvântul lui Dumnezeu cum să ne raportăm la legea credinței. Pentru aceasta e necesar să cunoaștem principiile credinței despre care învățăm în această carte. Un alt lucru cu privire la aceste legi e faptul că ele sunt constante și sunt pentru toți la fel. Aceasta înseamnă că Dumnezeu nu va suspenda legea gravitației pentru noi, ca noi să putem beneficia de ea, iar restul oamenilor să zboare în spațiu. Trebuie, așadar, să înțelegem că e constantă și la fel de fiecare dată și să învățăm să o respectăm. Exact așa e și cu legile spirituale. Nu depinde de Dumnezeu ca noi să fim socotiți neprihăniți, de exemplu, ci de atitudinea noastră și de felul în care ne folosim credința. Fiindcă Dumnezeu deja a dat acea hotărâre, ca oricine crede să fie socotit neprihănit. Dumnezeu ne-a pus totul la dispoziție pentru ca noi să trăim viața de biruință despre care vorbește cuvântul. Trebuie doar să acționăm conform legilor pe care Dumnezeu le-a instituit de la întemeierea lumii. Credința e un lucru spiritual care acționează asupra lucrurilor spirituale. Însă efectele credinței pot fi vizibile în lumea fizică. Așa cum oamenii de știință analizează zi și noapte lucrurile fizice ale acestei lumi, la fel și noi, credincioșii, ar trebui să cercetăm lucrurile spirituale ca să le înțelegem și să învățăm cum să ne raportăm corect la ele. E deosebit de important să învățăm aceste principii ale credinței, pentru că, apoi, să putem trăi viața despre care vorbește cuvântul lui Dumnezeu. Credința și voia lui Dumnezeu. Din capitolele precedente am învățat despre credință, faptul că începe acolo unde voia lui Dumnezeu este cunoscută. Și aceasta putem afla doar din cuvânt. Doresc să începem acest capitol cu următoarea întrebare. Ce putem face cu credința noastră atunci când avem o problemă și nu știm care e voia lui Dumnezeu cu privire la aceasta? Nimic.
fiindcă, necunoscând voia lui Dumnezeu cu privire la problema respectivă, credința noastră nu va avea niciun efect. Credința poate fi prezentă doar acolo unde se cunoaște voia lui Dumnezeu. E imposibil să fim convinși că un lucru se va întâmpla dacă, mai întâi, nu suntem absolut convinși că și Dumnezeu dorește același lucru. Este vital să cunoaștem care e voia lui Dumnezeu în legătură cu problema noastră, înainte de a ne ruga pentru ea. Necunoscând-o, doar vom spera că toate lucrurile se vor rezolva, aceasta aducând incertitudine în viața noastră. Din păcate, majoritatea dintre noi, atunci când avem o problemă, strigăm către Dumnezeu să ne-o rezolve, nefiind convinși că și El dorește acest lucru. Cam așa arată viața credinciosului, care nu cunoaște faptul că, înainte de a se ruga pentru o anumită problemă, trebuie să afle care e voia lui Dumnezeu cu privire la aceasta. Doar fiind convinși că și Dumnezeu dorește să ne rezolve problema, ne vom putea ruga cu credință, ca apoi lucrul pentru care ne rugăm să se și întâmple. Credința constă în faptul că voia lui Dumnezeu este cunoscută de cel ce se roagă. Dumnezeu e suveran, însă nu va face în viața noastră altceva decât ceea ce credem noi. Niciun om nu va ajunge în prezența lui din greșeală, ci doar aceia care au crezut cu adevărat că Iisus Hristos a venit, a murit și a înviat pentru ei ca să aibă viață veșnică. Problema numărul 1 a fiecărui credincios nu e dacă Dumnezeu poate să facă ceva, ci dacă vrea să facă ceva. Aceasta a fost și problema unui lepros care s-a dus la Iisus să-i ceară vindecare. Când s-a coborât Iisus de pe munte, multe noroade au mers după El. Și un lepros s-a apropiat de El, i s-a închinat și i-a zis: Doamne, dacă vrei, poți să mă curățești. Matei 8, la versetul 1 și 2. Înainte să ne rugăm pentru orice lucru, trebuie să aflăm care e voia lui Dumnezeu cu privire la problema noastră, exact așa cum a fost cu acel lepros. Dacă dorim să aflăm voia cuiva în legătură cu un anumit lucru, pe cine e cel mai bine să întrebăm? Chiar pe acea persoană, nu? Să vedem ce a răspuns Iisus acestui lepros. Iisus a întins mâna, s-a atins de el și a zis: Da, vreau, fii curățit. Îndată a fost curățită lepra lui. Matei, capitolul 8, versetul 3. Abia după ce acest lepros a înțeles care e voia lui Dumnezeu în legătură cu boala lui, a putut avea credință să fie vindecat. Așadar, nu ne mai rugăm pentru ceva dacă nu suntem convinși că acel lucru îl vrea și Dumnezeu pentru noi. Doar cunoscând voia Lui în legătură cu problema noastră, vom avea credința necesară ca să primim un răspuns favorabil. Și voia Lui o găsim doar în cuvânt. De ce spun aceasta? Pentru că nu experiențele noastre sau ale celor din jurul nostru arată care e voia Lui Dumnezeu, ci ceea ce spune cuvântul Lui Dumnezeu. Nu cunoaștem de ce li se întâmplă unor oameni anumite lucruri, însă știm că ceea ce este scris este adevărat și valabil până la sfârșitul lumii. Dacă nu suntem convinși de ceea ce Dumnezeu ne-a lăsat în cuvânt, atunci nu avem cum să trăim o viață de credință și de biruință. Dacă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și mai ales în Evanghelie, Dumnezeu nu a refuzat niciodată să vindece pe cineva. De ce? Pentru că acei oameni au venit la El cu credința că El vrea să-i vindece, nu doar că poate. Aceasta e una dintre cele mai importante chei în viața de credință a fiecărui credincios, să cunoască voia lui Dumnezeu în legătură cu problema lui. Îndrăzneala pe care o avem la El este că, dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Și, dacă știm că ne ascultă,
orice i-am cere, știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care le-am cerut. 1 Ioan, capitolul 5, de la versetul 14 până la 15. Rugăciunea prin credință. Continuăm să ne uităm la un alt lucru esențial din principiile credinței. În acest capitol, unde aș dori să înțelegem împreună ce înseamnă să ne rugăm cu credință. Când vorbesc de rugăciune prin credință, mă refer la faptul că cel ce se roagă se știe așteaptă să se întâmple ceva și e sigur că rugăciunea lui va avea un efect. De prea multe ori ne rugăm doar ca să ne rugăm și nici nu așteptăm să se întâmple ceva. Dumnezeu ne promite că răsplătește credința celui ce se roagă. Iisus a luat cuvântul și le-a zis: aveți credință în Dumnezeu. Adevărat vă spun că, dacă va zice cineva muntelui acestuia, ridică-te și aruncă-te în mare, și dacă nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ceea ce zice se va face, va avea lucrul cerut. De aceea vă spun că orice lucru veți cere, când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Marcu, capitolul 11, de la versetul 22 până la 24. Am putea face un studiu biblic pe acest pasaj, însă doresc să scot doar câteva lucruri în evidență. Primul lucru asupra căruia Iisus ne atrage atenția este să avem credință în Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeu se ține de cuvânt și răsplătește pe cel ce-l crede. Al doilea lucru pe care Iisus îl sublinează este să vorbim direct probleme și nu lui Dumnezeu. Să nu-i vorbim lui Dumnezeu despre problema noastră, ci să vorbim problemei despre Dumnezeul nostru. Cu alte cuvinte, dacă ne confruntăm cu o boală, de exemplu, să-i vorbim bolii despre Dumnezeu, nu lui Dumnezeu despre ea. Și nu cred că avem exemple în Noul Testament unde un credincios se roagă lui Dumnezeu ca să fie vindecat. Spun asta pentru că citim despre Iisus și despre ucenici că porunceau bolii să plece, ei nu se rugau lui Dumnezeu ca bolnavul să fie vindecat. De asemenea, nu găsim niciun exemplu în care un credincios se roagă lui Dumnezeu ca un duh rău să plece. Din contră, în ambele cazuri, credinciosul vorbește cu autoritate problemei să plece. Și cum? Așa cum Iisus a vorbit direct furtunii. Al treilea lucru despre care Iisus ne vorbește este să credem că am primit ceea ce ne-am rugat. E foarte interesant procesul pe care Iisus ne-l descrie aici. Întâi vorbim probleme, după care credem că va fi așa cum am spus, iar de-abia apoi se va întâmpla. De multe ori ne rugăm, după care verificăm dacă într-adevăr s-a întâmplat ceva. Aceasta nu e o rugăciune cu credință, și anume să așteptăm să vedem dacă s-a întâmplat ceva după ce ne-am rugat. A ne ruga cu credință înseamnă să ne așteptăm să vedem lucrul cerut. A ne ruga cu credință înseamnă să credem că ceea ce am spus s-a întâmplat deja și de-abia apoi vom avea lucrul cerut. Doresc, deci, să ne reamintim că credința începe acolo unde e cunoscută voia lui Dumnezeu. Nu ne putem ruga sau nu putem crede că primim ceva ce Dumnezeu nu ne-a promis în cuvânt. De aceea, înainte să ne rugăm, trebuie să aflăm din cuvântul lui Dumnezeu dacă e voia lui ca noi să avem lucrul dorit. Faptele credinței. O credință reală va produce întotdeauna fapte. Dacă într-adevăr credem un anumit lucru, atunci vom acționa în acord cu ceea ce credem. Iar dacă nu credem un anumit lucru, atunci nu vom acționa. Lipsa credinței într-un anumit domeniu nu ne îndeamnă la acțiune. Acest lucru ni se pare perfect normal, deoarece chiar asta simțim. Dacă nu credem, nu vom acționa. De aceea Iacov spune: vrei dar să înțelegi, om nesocotit, că credința fără fapte este zadarnică? Iacov, capitolul 2, versetul 20. Prin zadarnic, Iacov vrea să spună
că e fără folos, că nu folosește la nimic. De aceea se întâmplă să vorbim cu oameni care spun că ei cred în Isus, însă nu se botează. Oare acei oameni ce cred de fapt? Nu cred nimic, doar își imaginează că ei cred. Dar lipsa acțiunii scoate în evidență acest fapt. Același lucru e valabil și pentru noi, care spunem că avem credință în tot felul de lucruri, precum vindecare, eliberare, evangelizare sau altele, însă nu acționăm. Știți ce arată aceasta? Că nu e credință acolo. Roada credinței e fapta. Să fim atenți însă ca fapta nu produce credință, fiindcă putem face multe lucruri din ambiție, dar fără să fim convinși că aceasta e ceea ce cuvântul ne cere. Cuvântul numește aceasta o credință prefăcută, o simulare a credinței. Câți oameni, de exemplu, nu s-au botezat doar că au avut anumite beneficii și nu pentru că au crezut? Iacov continuă însă și ne spune: fiți împlinitori ai cuvântului și nu numai ascultători, înșelându-vă singuri. Iacov, capitolul 1, versetul 22. Mulți folosesc acest pasaj ca pe o bâtă prin care se condamne de la amvon pe cei ce stau pe scaune și ascultă. Să fim atenți însă la cum folosește Dumnezeu cuvântul, pentru a da soluții, nu pentru a condamna. Pe scurt, Iacov vorbește despre un credincios care citește cuvântul, însă, după ce îl citește, uită ce a citit. Din această cauză acționează contrar cuvântului și principiilor lui. Și cred că fiecare dintre noi ne putem recunoaște în aceasta. De câte ori nu citim în cuvânt că am fost sfințiți, am fost făcuți neprihăniți, după care mergem la muncă și începem să ne certăm sau să facem tot felul de lucruri despre care știm că nu se cuvin unui credincios. Care e soluția? A te condamna și a-ți cere iertare nu e o soluție reală. Noi avem nevoie de o schimbare reală. Cum facem acest lucru? Să ne uităm la ce spune Iacov. Dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei, și va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Iacov, capitolul 1, versetul 25. Care e soluția la problema împlinirii cuvântului? Să ne adincem privirile și să stăruim în legea slobozeniei. Legea slobozeniei nu e legea lui Moise, despre care Pavel spune că e legea morții, ci e mesajul Evangheliei și speranța pe care o aduce. Soluția la problema împlinirii cuvântului e foarte simplă, și anume, dacă, după ce am citit cuvântul, noi încă mai acționăm în viața noastră de zi cu zi contrar a ceea ce am citit, atunci să mai citim o dată și încă o dată, până când ceea ce citim devine realitate, nu doar în mintea noastră, ci și în viața noastră. Aceasta e soluția, dacă dorim să trăim o viață de neprihănire. Un om care are în minte doar lucrurile lui Dumnezeu nu mai avea timp să se gândească și la alte lucruri, acționând astfel conform cuvântului. Cu siguranță acest lucru e un proces, însă e fain. Poate unele dintre noi spunem că e plictisitor să trăim după principiile Bibliei, dar dacă am citit doar cele patru evanghelii și faptele apostolilor și am pune în practică ceea ce citim, cuvântul plictiseală nu l-am mai găsit în vocabularul nostru. Viața cu Dumnezeu e una plină de aventură. Cu Dumnezeu nu există monotonie, pentru că oamenii la care te trimite și cu care interacționăm sunt așa de diferiți, la fel și problemele lor. Dacă într-adevăr credem ceea ce citim, atunci vom acționa ca atare. Pe de altă parte, lipsa de acțiune denotă o lipsă de credință într-un anumit domeniu. Faptele credinței sunt faptele care rezultă din credința noastră în cuvântul lui Dumnezeu.
Balanța dintre credință și fapte. Orice doctrină sau teologie dusă la extrem ajunge erezie. De aceea, Cuvântul lui Dumnezeu întotdeauna ne prezintă o balanță dintre două extreme, pentru ca astfel să trăim o viață corectă de credință. Un exemplu negativ în acest sens sunt cei care predică doar despre un Dumnezeu bun, cum ni se revelează mai mult în Noul Testament, și nu despre un Dumnezeu care e un foc mistuitor și pedepsește imediat orice păcat, după cum vedem în Vechiul Testament. În oricare direcție vom merge cu teologia noastră, dacă nu găsim balanța, vom avea o percepție greșită despre Dumnezeu. La fel e și în cazul credinței și al faptelor. Ceea ce vedem astăzi, majoritatea adunărilor, este o extremă a faptelor, adică legaliștii, sau extrema a harului, adică cei cu teoria prosperității. Foarte rar găsim o adunare în care să se predice faptele și credința în echilibru. Când vorbim de legaliști, ne referim la aceia pentru care niciodată nu suntem destul de buni ca să fim primiți de Dumnezeu. Însă, dacă începem să slujim și să facem fapte bune, le laudă și ne spun că Dumnezeu e mulțumit de noi. Aceasta e atitudinea multor credincioși care, dacă au o săptămână mai rea în care poate s-au certat cu cineva și nu au slujit destul, când se roagă sau cu fața în jos, fiindu-le cumva rușine să stea în fața lui Dumnezeu. Însă, dacă au avut o săptămână în care au slujit și au făcut bine, data viitoare când se roagă stau cu fața în sus, crezând că sunt primiți pentru binele pe care l-au făcut în acea săptămână. Aceasta este extrema faptelor. Pe cealaltă parte avem pe cei care susțin că toate lucrurile sunt prin har și prin credință, fără fapte, și orice ar face sau oricât de rău ar păcătui și nu ar sluji, totul e bine. Ei consideră că Dumnezeu se uită la ei doar prin har. Aceasta e cealaltă extremă, extrema credinței. Adevărul e la mijloc. Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Dacă întrebă pe cineva, cum pot fi și eu mântuit? Unii ne vor răspunde cu pasajul de mai sus, care ne spune că prin har suntem mântuiți. Trebuie să fim atenți la următorul aspect, și anume, dacă e doar prin har, atunci toți oamenii ar trebui să fie mântuiți. De ce spun aceasta? Deoarece, fiind doar prin har, faptele noastre bune sau rele nu mai contează și astfel toți am fi mântuiți pentru că harul e independent de faptele noastre. Dacă ne uităm mai atent însă la acest pasaj, vedem că Pavel nu spune că doar prin har suntem mântuiți, ci și prin credință. Cu alte cuvinte, înțelege că suntem mântuiți prin credința noastră în harul lui Dumnezeu. Harul e ceea ce Dumnezeu face independent de acțiunile noastre. Credința, în schimb, face ca lucrurile care ne-au fost puse la dispoziție prin har să devină realitate în viața noastră. Credința nu îl face pe Dumnezeu să acționeze, ci pur și simplu aduce în viața noastră un lucru pe care El deja l-a hotărât. Să luăm ca exemplu iertarea păcatelor. Pentru ca noi să putem fi iertați de păcate astăzi, Iisus trebuia să vină și să moară pentru noi, pe când noi încă eram păcătoși. Nu credința noastră l-a adus pe Iisus pe pământ, ci harul lui Dumnezeu. Și doar prin credința în ceea ce Dumnezeu deja a făcut prin Iisus la cruce, putem fi iertați de păcatele noastre. Acest lucru e valabil pentru orice problemă care s-ar ivi în viață. Întâi trebuie să vedem dacă Dumnezeu ne-a pus la dispoziție prin har ceea ce noi avem nevoie și de-abia apoi putem primi acel lucru prin credință. Tot așa și credința, dacă n-are fapte, este moarte în ea însăși. Dar va zice cineva, tu ai credință și eu am faptele. Arată-mi credința ta fără fapte și eu îți voi arăta credința mea din faptele mele. Iacov, capitolul 2,
de la versetul 17 și 18. Mulți consideră că acest pasaj contrazice tot ceea ce Pavel a vorbit despre har. Însă, dacă înțelegem că, prin credința în harul lui Dumnezeu, suntem mântuiți, pasajul din Iacov nu se mai opune Evangheliei harului pe care Pavel o predica. Iacov spune aici că, dacă într-adevăr credem că harul lui Dumnezeu de a ne mântui, atunci acest lucru se va vedea prin acțiunile pe care le facem. Faptele sunt doar rezultatul credinței noastre. La fel cum dragostea de mamă se arată față de copii ei prin fapte. O mamă nu se îngrijește de copiii ei ca să primească ceva de la ei, ci pentru că îi iubește. La fel ar trebui să fie și cu creștinii. Noi nu facem fapte ca să demonstrăm celor din jurul nostru că într-adevăr crede, ci le facem pentru că suntem convinși că din interiorul nostru că Dumnezeu ne iubește și ne-a mântuit. Faptele sunt doar o proiecție a credinței noastre. Așadar, data viitoare, când cineva ne întreabă cum putem fi mântuiți, răspunsul corect e cel pe care Pavel ne-l dă, prin credința în harul lui Dumnezeu. Nu putem câștiga mântuirea prin acțiunile noastre, însă un om mântuit îl vom recunoaște prin acțiunile sale. Se poate, deci, să fie oameni care prin acțiunile lor par credincioși, dar ei de fapt în inima lor și e posibil să trăiască o minciună? Dumnezeu va scoate la iveală acest lucru spre binele acelui om, ca să-l conștientizeze că nu trăiește în adevăr. E așa de important să păstrăm această balanță dintre harul lui Dumnezeu, adică ceea ce Dumnezeu a făcut independent de noi și credința noastră. Credința care e convingerea pe care o avem în legătură cu promisiunea lui Dumnezeu. Credință care se demonstrează prin fapte. Credința noastră poate funcționa doar cu adevărat, doar trăind în acest echilibru. Doar așa vom putea trăi o viață de credință în care, chiar dacă n-am avut o săptămână bună, Dumnezeu ne dă har să ne ridice și să ne învețe. Doar luând în considerare echilibrul dintre har și fapte vom putea să vedem în viața noastră roadele despre care citim în Evanghelie și în Faptele Apostolilor. Acestea fiind spuse, e foarte important să ținem minte că faptele nu sunt împotriva harului lui Dumnezeu și că harul lui Dumnezeu nu ne va îndemna niciodată la o lene spirituală în care Dumnezeu devine servitorul nostru, împlinindu-ne toate dorințele noastre. Un echilibru dintre har și fapte va aduce la o viață de credință trăită după standardul cuvântului. Necredința. Necredința este singurul lucru care ne desparte de Dumnezeu. De exemplu, dacă prin credință suntem mântuiți, pe cealaltă parte, prin necredință, nu beneficiem de ceea ce Iisus a făcut pentru noi la cruce. Necredința nu este ignoranță, ci este o neacceptare a unui lucru pe care l-am auzit. Pentru a nu crede ceva, trebuie mai întâi să avem ocazia să auzim despre acel lucru. Dumnezeu în suveranitatea Lui a dat fiecărui om libertatea de a refuza ceea ce El are de oferit. Dumnezeu ne-a dat această libertate pentru ca să-i slujim de bună voie. Astfel, necredința se referă la oameni care nu doresc ceea ce Dumnezeu are de oferit. Nu păcatul ne oprește să fim mântuiți, ci necredința. Chiar dacă toți oamenii pe care Iisus i-a vindecat au fost niște păcătoși care aveau nevoie să fie iertați de păcatele lor, acest lucru nu i-a oprit totuși să fie vindecați. Doar cei care nu au crezut nu au fost vindecați. Necredința este dușmanul numărul 1 al omului. Diavolul va încerca întotdeauna să ne aducă motive ca să nu aplicăm ceea ce Dumnezeu ne-a spus să facem. Astfel, el provoacă îndoială și, ca urmare, necredință în viața noastră. Necredința duce la neascultare și mai departe la păcat. De aceea, când vorbim despre un necredincios, ne referim la un păcătos.
Necredința izvorește din îndoiala sau nesiguranța pe care o avem în legătură cu o promisiune a lui Dumnezeu. Dacă nu suntem siguri că Dumnezeu va face un lucru, atunci avem îndoială. Vreau să înțelegem că trebuie să fim convinși de promisiunea lui Dumnezeu. Ori credem, ori nu credem. Nu este cale de mijloc. Orice ar lucru în afară de credință, Dumnezeu îl consideră necredință. N-a putut să facă nicio minune acolo, ci doar și-a pus mâinile peste câțiva bolnavi și i-a vindecat. Și se mira de necredința lor. Marcu, capitolul 6, de la versetul 5 până la 6. Vedem în acest pasaj că, din pricina absenței credinței, Iisus, care era plin de Duhul Sfânt, nu a putut să-i vindece. Știți ce înțelegem de aici? Că Iisus a vrut, dar nu a putut. Acesta e un adevăr pe cât de puternic, pe atât de înfiorător. Un om poate să facă ca puterea lui Dumnezeu fără efect în viața lui din pricina necredinței. Necredința îl face pe om pasiv. Din pricina necredinței, mulți stau nepăsători la vestea Evangheliei, la fel cum o făceau și farisei din vremea lui Isus. Așadar, atunci când cineva aude Evanghelia și o refuză, o face pentru că el decide lucrul acesta. Necredința e o decizie pe care omul o ia atunci când se confruntă cu adevărul. De aceea, fiecare om care a refuzat Evanghelia va fi judecat pentru necredința lui. Sunt oameni care spun că ei cred, însă din acțiunile lor se vede clar necredința lor. Dacă ne verificăm vocabularul, chiar și în rugăciunile noastre, deseori vom descoperi lucruri care ne arată că nu avem credință. Un exemplu în acest sens ar fi atunci când unii se roagă ceva de genul: Doamne, vreau să te simt mai aproape. Prin această afirmație îi spune lui Dumnezeu: nu cred că ești tot timpul cu mine, pe când El ne-a promis că nu ne va părăsi niciodată. Scriptura vorbește despre faptul că lui Dumnezeu îi face plăcere atunci când omul îl crede pe cuvânt. Aceasta însemnând că cei ce umblă necredință nu îi sunt plăcuți. Așadar, să ne asigurăm că noi nu suntem dintre acei oameni care nu cred, ci suntem credincioși lui și cuvântului. Știm că sursa credinței noastre e cuvântul lui Dumnezeu, care poate fi revelat sub diferite forme. Spun aceasta deoarece cuvântul lui Dumnezeu nu se limitează la ceea ce noi numim Biblia, ci Dumnezeu ne poate vorbi printr-o predică, o poezie, o carte, un vis și altele. Așadar, dacă cineva nu crede cuvântul, atunci nimic altceva nu poate avea efect în viața acelui om pentru ca el să devină un credincios. Necredința în cuvânt înseamnă necredință în tot ceea ce Dumnezeu are pregătit pentru noi. Scopul semnelor și al minunilor este să întărească credința în cuvânt, nu în supranaturalul propriu zis. Un om care nu crede mai întâi în cuvânt nu va crede nimic ce are legătură cu Dumnezeu, fiindcă singura metodă de a ajunge la credință e cuvântul lui Dumnezeu. De aceea diavolul va face tot ce va putea pentru a ne răpi cuvântul atunci când putem să-l auzim. Cuvântul lui Dumnezeu este mai mult decât suficient pentru a trăi o viață de biruință. Însă, dacă nu credem cuvântul lui Dumnezeu, atunci nicio minune nu ne va putea convinge de dragostea lui, fiindcă credința vine în urma auzirii cuvântului și nu în urma minunilor sau oricărei alte experiențe. Minunile doar confirmă cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu e acela ce aduce viață, dar dacă nu credem în el, atunci Duhul nu poate aduce viață în inima omului. Să nu credem că putem să-L înșelăm pe Dumnezeu sau că El nu-și dă seama dacă avem credință sau nu. Iisus Hristos e singura metodă de a ajunge la Tatăl și de a fi iertat de toate păcatele noastre. Astfel că,
Cine nu-ți mărturisește credința în Iisus Hristos nu are cum să-L vadă vreodată pe Tatăl. Pe lângă faptul că necredința nu este plăcută lui Dumnezeu, aceasta ne poate aduce la moarte veșnică. Ca și credincioși, suntem îndemnați nu doar să rămânem ceea ce am învățat, dar să și creștem în cunoașterea cuvântului. Cu cât ne hrănim mai mult din cuvântul lui Dumnezeu, cu atât ne vom înfometa mai tare necredința. Tatăl face tot posibil ca din necredincioși să devenim credincioși. Însă cu toate acestea, mulți aleg să nu creadă. Necredința nu depinde de voia lui Dumnezeu care inițiază salvarea noastră, ci de alegerea pe care fiecare om o face atunci când e confruntat cu al lui Dumnezeu cuvânt. De aceea, fiecare necredincios va fi tras la răspundere pentru necredința lui. Frica și credința. Înainte de a vorbi în paralel despre frică și credință, este important să înțelegem ce e frica. Oamenii de știință au descoperit că fiecare persoană se naște cu două feluri de frici naturale, frica de înălțime și frica de gălăgie. Un alt studiu a descoperit că există aproximativ 7.000 de feluri de frici între adulți astăzi, de la frica de a zbura, frica de paianjen, până la tot felul de fobii. Aceasta înseamnă că de la naștere până la vârsta maturității, omenirea aduna cam 6.998 de feluri de frici pe care nu le-a avut când s-a născut. Corpul și mintea noastră nu sunt create pentru a experimenta frica. Aceasta este un concept străin pentru om, un lucru pe care nu ar fi trebuit să-l cunoască niciodată. De aceea Adam, după ce a păcătuit, primul lucru pe care el a spus lui Dumnezeu a fost acela că i s-a făcut frică. Prin aceasta vedem că frica nu a făcut niciodată parte din planul lui Dumnezeu. Omul a fost creat să trăiască prin credință, fără frică. De ce spun aceasta? Pentru că Dumnezeu i-a spus lui Adam să nu mănânce din pomul cunoștinței și binelui și a răului, pentru că va muri. Adam trebuia să-L creadă pe Dumnezeu pe cuvânt, fiindcă nu avea nicio dovadă clară că într-adevăr va fi așa. La fel și noi astăzi suntem chemați să trăim prin credință, iar frica e ceea ce oprește credința noastră ca să aibă efect. Nu putem avea frică și credință în același timp. Prezența fricii în viața noastră ne confirmă faptul că există o lipsă de credință. Să ne dăm un exemplu ca să înțelegem acest lucru mai bine. Dar Iisus, fără să țină seama de cuvintele acestea, a zis fruntașului sinagogii: "Nu te teme, crede numai." Marcu, capitolul 5, versetul 36. Aici ni se vorbește despre Iair, care a primit vestea că fetița lui, care era bolnavă, a murit între timp. Iisus știa foarte bine ce se întâmplă în inima lui Iair. De aceea i-a dat soluția: nu te teme, crede numai. Ceea ce vedem aici, înțelegem că teama pe care Iair o simțea în acele momente era singurul impediment spre a-și vedea fetița înviată. Frica e inamicul credinței. De ce spun aceasta? Pentru că, după cum am văzut în primele capitole, credința e o convingere fermă a faptului că vom primi ceea ce am cerut, pe când frica aduce o incertitudine în posibilitatea de a se rezolva situația noastră. Frica și credința sunt două lucruri total opuse care nu pot coexista în inima noastră, adică nu pot fi ambele prezente în același timp în noi. Ori ne este frică, ori avem credință, spune Iisus. Decizia e a noastră. Avem puterea să spunem nu fricii și da credinței. Altfel, Iisus nu ar fi spus lui Iair să nu se teamă, ci să creadă. Frica în orice moment arată o lipsă de încredere în puterea lui Dumnezeu de a ne izbăvi din situația în care ne aflăm. Cu orice ne-am confruntat, fie o boală, fie un necaz sau o problemă, dacă într-adevăr credem că Dumnezeu e de partea noastră, atunci frica nu ar trebui să fie prezentă.
Când vorbesc de frică, mă refer la îngrijorare sau la orice gând care vine în mintea noastră și ne spune, acum ce mă fac? Sau, oare ce o să fie cu viitorul meu? Aceste afirmații sunt contrare modului în care e definită credința, care e o convingere fermă că lucrul pentru care ne-am rugat se va întâmpla. E timpul să devenim responsabili și să învățăm să aplicăm cuvântul lui Dumnezeu în viața noastră. Fiecare minune pe care Dumnezeu ne-a lăsat-o scrisă n-a fost la voia întâmplării, ci ca să ne fie de folos când ne aflăm într-o situație similară. Cuvântul lui Dumnezeu spune că Iisus Hristos a făcut așa de multe minuni încât nu ar fi fost loc să fie scrise toate. Aceasta înseamnă că cele pe care le avem scrise sunt lăsate cu scopul de a ne învăța din ele. Frica e inamicul nostru împotriva tot ceea ce înseamnă credință. Știind acest lucru, data viitoare când ne aflăm într-o situație dificilă și avem frică, vom ști exact ce e de făcut, să scăpăm de frică și să decidem să ne încredem în Dumnezeu. El ne va purta de grijă. Când vorbesc despre a ne lupta cu frica, nu mă refer la faptul că încercăm să scăpăm de sentimentul de frică pe care îl simțim în trupul nostru. Nu, ci mă refer la faptul de a nu acționa conform fricii pe care o simțim. Nu ne putem ignora sentimentele, însă putem decide dacă acționăm conform a ceea ce simțim sau ceea ce știm că e adevărat. Chiar dacă simțim frică în trupul nostru, mintea e conștientă de puterea și prezența lui Dumnezeu. Odată ce decidem în inima noastră să acționăm conform realității spirituale și potrivit cu ceea ce spune cuvântul, sentimentul de frică va pleca. De ce nu funcționează credința noastră? În acest capitol doresc să găsim câteva răspunsuri la întrebarea care e și titlul acestui capitol. De ce nu funcționează credința noastră? Sau de ce, după ce ne-am rugat, nu primim un răspuns sau nu vedem un efect al rugăciunii noastre? Vom găsi câteva răspunsuri în pasajul care descrie întâmplarea cu băiatul epileptic. În acest pasaj îi găsim pe ucenicii lui Iisus care au primit puterea de a vindeca orice boală și de a scoate orice duh necurat, confruntându-se cu problema unui copil pe care nu îl puteau vindeca. Când a ajuns la ucenici, au văzut mult norod împrejurul lor și pe cărturar întrebându-se cu ei. De îndată ce a văzut norodul pe Iisus, s-a mirat și a alergat la el ca să îi se închine. El i-a întrebat, despre ce vă întrebați cu ei? Și un om din norod i-a răspuns, învățătorule, am adus la tine pe fiul meu care este stăpânit de un duh mut. Oriunde îl apucă, îl trântește la pământ. Copilul face spumă la gură, scântește din dinți și rămâne țeapă. M-am rugat de ucenicii tăi să scoată duhul și n-au putut. Marcu capitolul 9, de la versetul 14 până la 18. Oare ce discutau ucenicii cu cărturare? Ce din urmă fiind teologii acelor vremuri? Cel mai probabil se întrebau de ce n-au putut ucenicii să scoată acel duh rău din copil. Înainte de a vedea care a fost reacția lui Iisus la eșecul ucenicilor, trebuie să ne uităm la câteva răspunsuri pe care le-ar da majoritatea teologilor din vremea de astăzi. Ce răspuns am primit din partea lor dacă unii dintre noi am fi bolnavi și ne-am ruga, dar nu s-ar fi întâmplat nimic? Să ne uităm la câteva răspunsuri de acest gen. Unii teologi ar spune că Dumnezeu are un plan cu tine sau că ai păcat în casa ta, de aceea ești atacat, pocăiește-te. Iisus nu a cerut niciunui om întâi să se pocăiască pentru ca să-l poată vindeca. În schimb, după ce l-a vindecat, i-a zis să se ferească de păcat. Alți teologi astăzi ne-ar spune că totul e pentru binele tău, Dumnezeu știe ce face. Sau că Dumnezeu e în control.
Dumnezeu vrea să-și ia gloria din această boală. Dumnezeu a îngăduit această boală ca să te smerească sau să te maturizeze spiritual. Și lista de răspunsuri pe care teologii din vremea noastră le dau poate continua. Haideți acum să vedem răspunsul lui Iisus la această întrebare. Să aflăm care spune El e motivul pentru care copilul nu a putut fi vindecat, chiar dacă ucenicii s-au rugat. O, neam necredincios, le-a zis Iisus, până când voi fi cu voi, până când vă voi suferi, aduceți-l la mine. Marcu, capitolul 9, versetul 19. Primul lucru asupra căruia Iisus atrage atenția e necredința lor. Problema nu e la Dumnezeu, ci la ei. Și anume avea o problemă de credință, sau mai bine spus, lipsă de credință. L-au adus la el și cum au văzut copilul pe Iisus, Duhul l-a scuturat cu putere. Copilul a căzut la pământ și se zvârcolea făcând spumă la gură. Iisus a întrebat pe tatălui, câtă vreme este de când îi vine așa? Din copilărie, a răspuns el, și de multe ori Duhul l-a aruncat când în foc, când în apă, ca să-l omoare. Dar dacă poți face ceva, fie-ți milă de noi și ajută-ne. Marcu, capitolul 9, de la versetul 20 până la 22. Problema acestui om era că nu știa dacă Iisus poate și dacă el vrea să-i vindece copilul. De aceea copilul încă era bolnav în timp ce Iisus vorbea cu el. Menționez din nou, credința începe acolo unde se cunoaște voia lui Dumnezeu. Să vedem ce răspunde Iisus unui om care se roagă lui Dumnezeu așa, dacă poți, ai milă și ajută-ne. Iisus i-a răspuns, tu zici dacă poți, toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Marcu 9, cu versetul 23. Iisus îi spune bărbatului că problema nu e dacă Dumnezeu poate face ceva, ci dacă el crede că Dumnezeu va face ceva. De multe ori îi dăm responsabilitatea de a face ceva lui Dumnezeu. El însă ne spune că problema nu e dacă El poate, ci dacă noi credem. Credem noi că Dumnezeu vrea să ne rezolve problema în momentul în care ne rugăm? Până când nu suntem complet convinși de ceea ce Dumnezeu vrea în situația noastră, nu vom putea avea credință. Și fără credință e imposibil să primim ceva de la Dumnezeu. Mai departe, Iisus spune că pentru cel ce crede, toate lucrurile sunt cu putință. La ce lucruri se referă? La lucrurile pe care ni le-a promis în cuvânt. Spun aceasta pentru că voia lui Dumnezeu ne este descoperită în Biblie. Acolo găsim răspuns la situația noastră. Îndată tatăl copilului a strigat cu lacrimi, cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Marcu, capitolul 9, cu versetul 24. Acesta e răspunsul unui om care știe că Dumnezeu poate și vrea, dar se luptă cu îndoiala din inima lui. Dacă ne rugăm lui Dumnezeu pentru vindecare, eliberare sau restaurare în orice domeniu, rugăciunea noastră nu are de a face cu faptul că Dumnezeu poate sau vrea, ci cu faptul ca noi să credem că El poate și vrea. Când a văzut Iisus că norodul vine în fuga mare spre El, a mustrat Duhul necurat și i-a zis, Duh mut și surd, îți poruncesc să ieși afară din copilul acesta și să nu mai intri în el. Și Duhul a ieșit din el, țipând și scuturându-l cu mare putere. Copilul a rămas ca mort, așa că mulți ziceau, a murit. Dar Iisus l-a apucat de mână și l-a ridicat. Și el s-a sculat în picioare. Marcu, capitolul 9, de la versetul 25 la 27. Odată ce tatăl a fost convins de faptul că Iisus vrea să-i vindece copilul, Iisus s-a putut ruga pentru vindecarea copilului. Când a intrat Iisus în casă, ucenicii lui l-au întrebat deoparte, noi, de ce n-am putut să scoatem Duhul acesta? Marcu, capitolul 9, versetul 28.
Interesant faptul că, după ce Iisus i-a mustrat pe ucenici, zicându-le că sunt un neam de necredincioși și după ce tatălui i-a spus că poate orice atât timp cât crede, ucenicii tot nu au înțeles de ce prin ei nu s-a putut vindeca băiatul. E important de remarcat faptul că era evident că a fost voia lui Dumnezeu ca acel copil să fie vindecat. Atunci ucenicii au venit la Iisus și i-au zis deoparte: noi de ce am putut să-l scoatem? Din pricina puținei voastre credințe, le-a zis Iisus. Adevărat vă spun că dacă veți avea credință cât un grăunte de moștar și ați zice muntelui acestuia: muntă-te de aici acolo și s-ar muta, nimic nu va fi cu neputință. Matei, capitolul 17, de la versetul 19 la 20. Încă o dată, Iisus le atrage atenția ucenicilor asupra credinței lor. Problema pentru care noi nu primim nu este la Dumnezeu, ci la noi, pentru că nu credem. De aceea, așa de important să înțelegem cum lucrează credința, ca să știm cum să primim de la Dumnezeu pentru aceasta. Dumnezeu ne-a lăsat în cuvântul Său principii după care să învățăm cum să primim de la El tot ceea ce ne-a promis. Dar cum rămâne cu postul și rugăciunea, vă întrebați sigur? Acest soi de dragi, le-a zis El, nu poate ieși decât cu rugăciune și cu post. Marcu, capitolul 9, versetul 29. Orice pasaj biblic din care dorim să învățăm un principiu de viață pe care să-l aplicăm, trebuie să fie bazat pe alte două sau trei pasaje biblice. Cuvântul ne învață că pe mărturia a doi sau trei martori trebuie să se ia o decizie. Nu găsim nicăieri în cuvântul lui Dumnezeu că pentru ca un duh să fie scos, e nevoie mai întâi să postești și să te rogi. Găsim totuși că un om care practică postul și rugăciunea va experimenta aceste lucruri. Încheiere. Credința mântuirii. Acum că ai o cunoștință generală despre cum este definită credința, vreau să-ți răspunzi la următoarea întrebare. Crezi că dacă vei muri, vei ajunge în prezența lui Dumnezeu? Dacă răspunsul tău e doar Dumnezeu cunoaște acest lucru, doresc să-ți reamintesc faptul că nu ești ferm convins că Dumnezeu face ceea ce spune și are puterea să ducă în prezența Lui după ce ai murit. Cel ce are o credință adevărată știe în cine se încrede și unde îl va duce această credință, și anume în prezența Lui Dumnezeu. Fiindcă doar prin credință suntem mântuiți, atunci trebuie să arătăm credință în cuvântul și în puterea Lui Dumnezeu. Acestea fiind spuse, mă rog ca Duhul Sfânt să-ți descopere și mai amănunțit aceste principii ale credinței despre care am vorbit și să-ți arate și altele care se găsesc în cuvântul lui Dumnezeu. Astfel noi, ca și credincioși, trebuie să arătăm lumii că Dumnezeu este real, cuvântul este real și că influențează totul în viața celui ce crede. Deoarece credința e singurul lucru care ne leagă cu adevărat de Dumnezeu, fiecare credincioș trebuie să cunoască principiile credinței. Știu că v-am provocat cu lucrurile despre care am vorbit în capitolele acestei broșuri, ca să căutați și să înțelegeți pentru voi care e voia lui Dumnezeu cu privire la situația în care vă aflați. În cuvântul să găsiți răspunsul, iar după ce l-ați găsit, să credeți și veți avea acel lucru. Evrei 10:38 spune: și cel neprihănit va trăi prin credință. Habacuc, capitolul 2, versetul 4 spune: cel neprihănit va trăi prin credința lui.